Horoscopul zilei de 27 decembrie. Berbec. Zi propice pentru relaxare, divertisment, comunicare cu oameni dragi. Vei putea să înveselești pe cei care sunt triști, să încurajezi pe cei care și-au pierdut interesul pentru viață cu entuziasmul tău. Calitățile de conducere se manifestă în mod clar. Mulți sunt gata să te urmeze chiar și până la capătul lumii. Vechi cunoscuți, vechi parteneri de afaceri, prieteni în copilărie și adolescență își vor aminti de ei înșiși. Nu ar trebui să faceți lucruri care necesită precizie, acuratețe, atenție la detalii. Vă va fi dificil să vă concentrați. Ar trebui să fii atent cu banii. Sunt posibile cheltuieli irosite și achiziții nereușite. Taur. Mai bine să nu faci nimic important. Această zi este mai potrivită pentru relaxare decât pentru unele afaceri dificile. Este posibil să trebuiască să schimbați planurile, să amânați cazurile și să reprogramați programările din cauza unor circumstanțe modificate neașteptat. Nu ar trebui să vă supărați din această cauză. În curând veți putea ajunge lucrurile din urmă. Orice problemă poate fi rezolvată rapid dacă o abordați imediat fără întârziere. Zi propice în ceea ce privește relațiile personale. Comunicarea cu cei dragi dă multe emoții pozitive. Puteți vorbi despre lucruri care sunt interesante pentru toată lumea sau pur și simplu visați la ceva împreună. Acest fapt inspiră. Gemeni. Vor fi multe de făcut. Nu este ușor, dar reușești dacă faci un plan de acțiune în avans și te ții de el chiar și în cele mai mici detalii. Aveți nevoie de prudență în finanțe. Este mai bine să nu vă grăbiți cu oferte și achiziții. Chiar dacă apar dificultăți și totul nu merge așa cum era de așteptat, nu pierzi optimismul. Încerci să rezolvi singur toate problemele, fără a-i deranja pe ceilalți. Apar multe idei bune. Puțin probabil să le puteți realiza imediat, circumstanțele nu sunt cele mai favorabile. Așteptați un pic. În curând, veți putea acționa. Rac. Ziua nu începe bine, dar la fiecare oră lucrurile devin din ce în ce mai bune. Prin urmare, înainte de a începe ceva nou, asigurați-vă că momentul este potrivit pentru aceasta. Dacă nu te grăbești, vei face o mulțime de lucruri utile pentru tine și pentru ceilalți. Puteți face față sarcinilor dificile și importante. Puteți obține succes chiar și acolo unde nimeni nu se așteaptă. Ești încântat de comunicarea cu prietenii. Creativitatea este la un nivel înalt. Sunteți dispus să împărtășiți idei, să discutați planurile voastre cu cei care vă pot ajuta în implementarea lor. Seara vă va încânta cu surprize romantice. Leu. Prima jumătate a zilei este bună. Veți rezolva sarcini profesionale importante, veți finaliza lucrurile începute mai devreme, veți prelua noi proiecte care vor avea un mare succes. Dificultățile pot apărea puțin mai târziu, dar nu te vor supăra și nu te vor obliga să-ți abandonezi planul. Perseverența aduce rezultate uimitoare, puteți obține chiar mai mult decât vă așteptați. Posibile încasări de anume rar, tranzacții profitabile. În rezolvarea problemelor financiare, te bazezi pe experiența ta. Nu pe sfatul altcuiva și faci ceea ce trebuie. Fecioară. Luați-vă timp pentru a lua decizii și a lua angajamente serioase. Astăzi este ușor să vă supraestimați capacitățile, să faceți promisiuni care vor fi greu de respectat. Înainte de a începe ceva nou, este util să solicitați sfaturi de la oameni în care aveți încredere. Ideile și planurile merită discutate cu prietenii. Veți începe să vă puneți în aplicare planurile puțin mai mult și veți obține rapid succesul. Aceasta este o zi potrivită pentru relaxare, pentru unele activități liniștite, familiare, pentru lucruri în care sunteți siguri de succes. Acordați-vă o dispoziție pozitivă și veți vedea cum se schimbă situația în bine. Balanță. Zi hectică. O mulțime de lucruri necesită atenție și sunt puțini oameni dispuși să vă ajute. Dar poți să faci o treabă excelentă singur, dacă devii creativ și dai prioritate corect. Uneori experiența veche se dovedește a fi utilă, dar abilitatea de a-i observa pe ceilalți, de a trage concluzii corecte din greșelile altora, nu va fi de prisos. Nu sunt excluse întâlnirile cu persoane de la care ați preferat să stați departe mult timp din cauza unor neînțelegeri de lungă durată. Acum veți putea să clarificați totul și puțin mai târziu să stabiliți relații, dacă nu chiar prietenoase, atunci destul de benefice. Scorpion. Zi încărcată. Nu e în puterea ta să stai fără treabă.
îți asumi lucrurile dificile cu entuziasm. Nu te retragi înainte de obstacolele care apar uneori în cale. Cunoștințele acumulate cu mult timp în urmă sunt adesea utile. Oamenii din jurul tău sunt plăcut surprinși că poți face multe, împărtășești de bunăvoie experiența ta și ajuți pe toți cei care au nevoie de ea. Este probabil o relație de prietenie sau romantică. Se poate dezvolta rapid și tu însuți vei fi surprins de cât de repede începi să simpatizezi o persoană pe care abia ai cunoscut-o. Săgetător. O zi minunată de a vorbi despre muncă și afaceri. Se deschid perspective inspiratoare de afaceri, pot apărea planuri a căror implementare promite profituri mari. În relațiile personale tot predomină influența tendințelor pozitive. Te înțelegi bine cu cei apropiați, nu ratezi ocazia de a-i mulțumi pe cei care îți sunt dragi. O zi bună pentru a face ceva complet nou cu prietenii. Sunteți dispus să vă împărtășiți ideile personale și să sprijiniți cu entuziasm ideile altora, dacă acestea par bune. Mulți vor fi fericiți să realizeze cu tine un proiect riscant, dar promițător. Capricorn. Zi propice pentru muncă, studiu și alte lucruri utile. Va exista posibilitatea de a încheia oferte profitabile, de a cumpăra ceea ce aveți nevoie pentru muncă. Îți gestionezi corect banii, nu irosești pe fleacuri. Există o mulțime de oameni care merită să țină cont de sfaturile voastre cu privire la finanțe. Sunt posibile cunoștințe interesante. Cu toate acestea ar trebui să fii în gardă, deoarece oamenii foarte diferiți sunt atrași de tine. Face o impresie bună celorlalți, dar nu profiți întotdeauna să evaluezi corect cu cine ai treabă. Înainte de a partaja informațiile importante, asigură-te că poți avea încredere în această persoană. Vărsător. Nu totul se primește ușor, dar nu renunți. Cu persistență și ingeniozitate vei învăța cum să faci față multor sarcini dificile. Întrebarea este ce să abordăm mai întâi. Aici merită să vă ascultați intuiția. Sugestiile sale vor fi corecte. Puteți obține succes acolo unde sunt necesare imaginația, o abordare non-standard, o viziune originală asupra lucrurilor. Dar cazurile care necesită precizie și atenție la detalii mici sunt mult mai dificil de rezolvat. Aici este posibil să aveți nevoie de ajutorul celor dragi. Vor prelua de bunăvoie unele dintre grijile tale. Pești. Fundalul emoțional al zilei este favorabil. Vor fi multe momente plăcute. Comunicarea cu cei dragi te bucură. Evenimentele de familie, întâlnirile prietenoase și cele romantice merg bine. Sunt probabile vești de la vei cunoscuți cu care nu te-ai mai văzut de mult timp. De asemenea, sunt posibile sugestii pe care le veți accepta cu plăcere. Puteți avea succes în multe lucruri, dar este nevoie de efort. Nu ar trebui să te bazezi pe o coincidență sau un noroc, dar este pur și simplu necesar să crezi în tine. Ajută în toate!